stimați telespectatori, astăzi o să ne plimbăm puțin prin Düsseldorf, care până acum pe mine m-a cocoșat, adică îmi place foarte mult. Arată ca și cum aș fi în Germania, așa. Haideți cu mine să vedem cum arată centrul orașului. În centru vechi și vinul fiert, hai să vă zic așa niște prețuri. Vinul fiert era 3 euro, iar puteai să-l iei cu tot cu cană, iar dacă nu mai aduceai cană înapoi, hei, plecai cu, era, de fapt, era 6 euro și dacă dădeai cană înapoi, îți dau 3 euro înapoi. Apoi vurști, nu știu câte erau, 3,50 euro, ce mai era, turtă dulce, deci miroase a plăcintă cu mere și a turtă dulce. Evident că m-am întâlnit cu un român la vinul fiert, vorbeam de acum, ne țineam în germană, în engleză și el zice: dar v-am spus că e 12,5. Și na, era de 1,5 aici și așa. Dar pe urmă m-am uitat pe net, sunt 6 milioane de români plecați în afară și pe primul loc e Italia, Italia, Spania, Germania, America, Franța e undeva pe 6, sunt vreo 300.000 sau ceva de genul. Hotelul 75 de euro pe noapte, destul de rezonabil, zic. Stai să mă uit să traversez și eu strada cu oamenii așa. Foarte frumos oraș, mi-a plăcut maxim. Am făcut cu mașina 3,5 ore. Sunt 300 de km la mine până aici. Deci da. Frumos, frumos. Extraordinar de frumos. Uite o mașină. Ăștia au numai mașini, stai că vă arăt acum că la semafor. Au numai mașini de astea jumeche. Pentru că suntem în Germania, au numai mașini Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen și Opel. Astea sunt majoritatea. Norocul lor. Uite, nici tu târgul de... aveau și o rată de aia mare, pe care ați văzut-o deja. Da, știți, ca de obicei, dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți și alte orașe din lume, îmi dați un subscribe și nu ratați nimic.
iarăși, dacă v-a plăcut, îmi puteți da un like sau un share sau un love sau ceva. Și până data viitoare, vă salut, sănătate, numai bine și pace în lume.